și domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la Jurnal! Pentru început vă prezint principalele titluri ale ediției. Aurel Tămaș va cânta mâine la Bistrița. Proiectul pentru sistemul informațional al județului a ajuns la jumătate de drum. Implementarea sistemului a trebuit să se încheie la finele lunii august. Drumul județean 151 va fi reabilitat, însă proiectul nu cuprinde și realizarea de podețe pentru accesul în curți. Îndrăgitul cântăreț de muzică populară, Aurel Tămaș, va cânta mâine la Centrul Cultural Municipal George Coșbuc. Alături de el vor urca pe scenă Mirela Petruș și artiștii ansamblului folcloric Cununa de pe Someș. Doamnele și domnișoarele care îndrăgesc muzica populară sunt invitate miercuri la un spectacol folcloric de mărțișor. Cununa de pe Someș și Mirela Petruș vor destinde atmosfera. Cap de afiș este binecunoscutul interpret de muzică populară Aurel Tămaș, care va cânta atât cântece populare cât și muzică ușoară. Anu, ca să chefuie și ce frumos să iubești, la 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 la. Doară până în toate la media și vin, șai la la la. Trec și anii mei cu trece poara de pei. Hai, doamnele! Hai că mi se face plajă! Spectacolul va dura 2 ore. Prețul unui bilet este de 25 de lei. Proiectul pentru sistemul informațional al județului Bistrița-Năsăud a ajuns la jumătate de drum. Implementarea sistemului ar trebui să se încheie la finele lui august 2010. Valoarea totală a proiectului este de 4,3 milioane de lei, 98% fiind finanțare europeană. Consiliul județean Bistrița-Năsăud a câștigat alături de alte 8 județe un proiect care își propune să asigure prin intermediul unor fonduri nerambursabile crearea unui sistem informatic integrat în vederea oferirii de servicii publice electronice cetățenilor și instituțiilor din județul nostru. De curând, în sala de ședință a Consiliului județean, managerul de proiect Mihaela Țărmure s-a întâlnit cu responsabilii din primării pentru implementarea acestui proiect. I-a prezentat și o informare asupra stadiului derulării până la data de 25 februarie. Astfel, până la această dată au fost realizate următoarele din punctul de vedere al managementului: monitorizarea și controlul implementării proiectului, elaborarea rapoartelor de progres, a cererii de prefinanțare și întocmirea documentației aferente cererii 1 de rambursare. La sfârșitul lunii august, noul sistem informațional va permite cetățenilor din județ să interacționeze online cu instituțiile publice locale. De asemenea, sistemul va facilita primirea de către cetățeni a avizelor, certificatelor și altor documente ce se eliberează în mod legal de Consiliul Județean, fără a se deplasa la Bistrița, economisind astfel timp și resurse materiale. Primarii comunelor care vor beneficia de reabilitarea drumului județean 151 s-au întâlnit ieri cu reprezentanții Consiliului Județean, dar și cu managerul proiectului. Aceștia au aflat că proiectul nu cuprinde și realizarea de podețe pentru accesul în curți. Cel care a ridicat această problemă a fost primarul comunei Șintereag, Ioan Bob. Ce vreau să întreb? Auzi de la colegii, nu am văzut proiectul, că se fac șansurile. Ar vrea să știu, se fac, sunt prinse, păi nu se fac, dacă se fac șanse, sunt prinse și podețe nu sunt, chestia asta nu știu. Puteți să-mi dați răspuns, vă rog, vă mulțumesc. Răspunsul a fost unul simplu. Un proiect nu a fost prevăzută și amenajarea podeților, prin urmare nu sunt bani pentru aceste lucrări. Primarul a primit însă asigurări că se va face tot posibilul pentru ca această problemă să fie rezolvată. Dar vrea să găsim resurse și soluții pentru această chestiune, dar nu acum. Probabil mai spre toamnă, cel mai bun caz. Bistrițenii au șansa de a urma cursuri de inițiere în afaceri în mod gratuit, prin intermediul Camerei de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud. Aproape 40 de persoane s-au înscris la cursuri cu speranța că își vor deschide o afacere.
Camera de Comerț este preocupată în permanență de dezvoltarea antreprenorială la nivelul județului Bistrița-Năsăud și a regiunii Nord-Vest. Prin intermediul proiectelor derulate de instituție, bistrițenii sunt ajutați să deschidă afaceri. Chiar astăzi a debutat cea de-a doua serie a cursului gratuit de inițiere în afaceri din cadrul proiectului Biznet. Acesta se va desfășura în perioada 2 martie 23 aprilie. 37 de persoane din Bistrița-Năsăud s-au înscris la curs. Ele au fost selectate în baza unor criterii stabilite clar prin aplicația care este finanțată prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, proiectul cu titlul Biznet. Trebuie să aibă o anumită școlarizare, vârsta contează? Care cerințele sunt din dosarul de autorizare sunt studii medii, minim studii medii, dar prin indicatorii stabiliți în proiect, persoanele au prioritate persoanele care în cel mult 6 luni de la finalizarea cursului se vor organiza într-o formă de activitate economică de tip societate comercială cu răspundere limitată, întreprindere individuală, PFA sau altfel de persoane juridice. Cursul are o durată de 90 de ore. 26 de ore sunt de pregătire teoretică și 64 de aplicații practice. Cursul de inițiere în afaceri vizează dezvoltarea competențelor antreprenoriale. În urma cursului se dezvoltă competențele antreprenoriale, competențe considerate cheie la nivel european. Cursul are o durată de 90 de ore și este structurat pe 6 discipline. Cum ar fi de la idee la afacere, elemente de management, marketing, management financiar, managementul riscului, comunicare și negociere, plan de afaceri. În urma derulării concursului, reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud speră ca 20% din cursanți să-și deschidă o afacere. Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud și Camera de Comerț Mureș au organizat joi 25 februarie la Târgu Mureș seminarul Cultură Antreprenorială, factor de succes în dezvoltarea afacerii. Seminarul s-a desfășurat în cadrul proiectului Sprijin pentru dezvoltarea inițiativei private în microregiunea 1, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European. Seminarul a vizat sprijinirea dezvoltării antreprenoriale și familiarizarea cu posibilitățile de finanțare deschise întreprinderilor. Alături de beneficiile proiectului Biznet pentru mediul de afaceri, reprezentanții camerelor de comerț au prezentat posibilitățile de finanțare a afacerilor și programele guvernamentale, precum și cele mai frecvente erori pe care le fac aplicanții în cererile de finanțare. Tot în cadrul acțiunii a avut loc înmânarea certificatelor de absolvire a primei serii a concursului Inițiere în afaceri, furnizat gratuit prin proiectul Biznet. Cei 26 de participanți au dobândit competențe în ceea ce privește identificarea de oportunități pentru activități personale, evaluarea contextului legislativ, managementul afacerii, managementul comunicării, gestionarea procesului de negociere, management financiar, marketingul afacerii și planificarea afacerii. La seminar au participat 30 de persoane. Conservatorii vor merge în alegerile locale din 2012 pe propriile liste, iar alianțele politice vor fi punctuale, ele putându-se materializa în protocoale locale care nu exclud colaborarea cu PDL. Delegații la Congresul Extraordinar al Partidului Conservator, întâlnire la care județul Bistrița-Năsăud a fost reprezentat de 22 de delegați conduși de Ionel Tompa, l-au ales pe Daniel Constantin în funcția de președinte al partidului, el obținând 970.